Părinte Decan, onorat prezidiu, stimată doamnă profesor, pe care v-am prețuit și vă prețuiesc și știu că nu vă opriți din studiu și din cercetare și mai ales aveți o pasiune pentru momentele atât de frumoase și semnificative. Sigur, am avut privilegiu să stau în preajma unor părinți, Părintele Sofian Boghiu, Părintele Grigore Băbuș, Părintele Adrian Făgețeanu, care chiar făceau niște discuții între ei, ca să auzim noi cei tineri, despre această mare personalitate. Pentru ei, Părintele Daniel Sandu Tudor era un om cu totul aparte, genial în felul lui, întreprinzător, plin de curaj, de talent, de inspirație. Sigur, lucrul aprins a fost o mișcare de o intensitate spirituală inegalabilă, pentru că mărturiseau cam ce discutau acolo, cum venea fiecare să aducă zestrea cea mai profundă pe care o purta în suflet. Erau oameni postitori, rugători, se refereau la părinții dinaintea lor, se refereau la o viață aspră. Ei înfruntau privațiunile de libertate și acea traumă care îi oprea să-și manifeste entuziasmul lor, înfruntau cu tăria credinței a sufletului lor. Fără să fi fost oameni profunzi în credință, n-ar fi promovat așa ceva. Între ei îl aveau oarecum și pe Părintele Stăniloae, care a devenit cel mai mare teolog al timpului, al secolului 20. Personal am auzit într-o conferință, dacă nu aveam experiența pușcăriei, n-aș fi putut să gândesc atât de departe și atât de adânc. Pușcăria a fost nedreaptă, dar nedreptatea te determină să te ridici deasupra, să lupți. Că dacă toate sunt în pace și în armonie, omul este static. Lupta îi dă omului o motivație pentru a se autodepăși și a trece dincolo. Între toți acești părinți, cel mai original era Părintele Daniel Sandu Tudor. Original și prin talent și prin spiritul său de a nu se lăsa biruit de ceva. Și aveau atâta apreciere și se hrăneau gândind la conferințele lui, la scrisul lui, la atitudine lui. Toți gândeau, îl aveau ca pe o emblemă a rugului aprins și a rezistenței împotriva propagandei de atunci. Părintele Grigore Băbuș, la care stăteam tot timpul, că eram cântăreț la Mănăstirea Antim, eram și asistent universitar și petreceam timpul la bibliotecă, mi-a creat adeseori privilegiu să chem acolo foști pușcăriași, pușcăriași politici. Și acolo începeau niște discuții foarte profunde și foarte serioase. Despre ce vorbeau? Despre rezistența omului când îl poartă pe Dumnezeu în suflet, că nimic nu poate dărâma. Își
istoriseau une altora, că deseori erau în aceeași pușcărie, dar nu se întâlneau. Și existau metode atât de diferite de constrângere, metode la care nu putea să gândească un om normal. Pe cât de rezistenți erau pușcăriașii politici, mai ales preoții, pe atât de inventivi erau torționarii, pentru că aveau și ei pe cineva care să-i inspire. Și citim în Viețile Sfinților și iată, vedem o similitudine foarte bine conturată între pătimirile Sfinților și iată, între pătimirile celor ce au fost arestați în secolul al XX-lea. Sigur că a fost o perioadă de foc pentru acești slujitori, pentru acești apărători ai credinței și ai adevărului obiectiv. Ei țineau și la credință, țineau și la semen, țineau și la țară și vedeau totul în perspectivă. Știau că suferința, răbdarea și jertfa lor este o temelie solidă pentru posteritate. Aveau un crez și nu se temeau de moarte. Moartea putea să survină oricând. Trăiau cu rugăciunea inimii, cu idealul cel frumos, cu iubirea de Dumnezeu și de semeni, o iubire nu teoretică, ci o iubire trăită. De aceea au ieșit atâtea scrieri care nu se mai pot compara cu altele. Atunci a lucrat inspirația cel mai profund și cel mai intens când oamenii au fost în suferință. Atunci l-au iubit pe Hristos mai mult că nu puteau să-L atingă. Îl atingeau cu mintea, cu inima, cu crezul, cu mărturisirea. Și iată, pentru că era interzis și mănăstirea în timp a fost un loc de mare ținută spirituală, a păstrat ecoul acestui rug aprins. Ecoul suferințelor din închisori, ecoul celor care s-au întâlnit și pe ascuns, adevărat. Păi cum să te întărești dacă nu te sfătuiești cu cineva care are același crez, aceeași dârzenie, același ideal, să mergi înainte? Pentru că Hristos ne-a chemat să-L urmăm și ne-a spus: în lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea. Iată, această biruință a lui Hristos a fost vădită atât de limpede în oamenii care L-au urmat pe Hristos în condițiile cele mai grele, în restricțiile cele mai inimaginabile, pentru că erau prindiți din toate părțile. Și tocmai de aceea au fost prinși, pentru că nu s-au păzit, nu s-au ascuns, nu s-au izolat, ci dimpotrivă au mărturisit, știind bine că o credință nemărturisită este nedeplină. De aceea am ascultat-o pe doamna profesoară și în alte împrejurări și am văzut cât de frumos a surprins aspectele privind personalitatea părintelui Daniel Santu Tudor și cum rugul aprins nu s-a stins, a rămas aprins. De aceea și noi suntem astăzi aici. Acest rug aprins trebuie să meargă la generațiile viitoare. Și am constatat că fără a fi avut
această generație de sacrificiu, de preoți, călugări și intelectuali, patrioți, dârși în a-și apăra idealul, și idealul era Hristos din lăuntrul lor, am fi fost mult mai săraci. Lumina pe care au răspândit-o ei și care a fost surprinsă, nu total, parțial, dar a fost surprinsă în operele scrise ale acestor personalități, lumina aceasta nu trebuie să se stingă, ci trebuie să meargă mai departe și mă bucur tare mult că s-a organizat această întâlnire. Eu nu o să stau prea mult, dar o să iau înregistrarea. Sper că e înregistrat tot, eu am emisiune de dialog. Dar mă bucur că m-ați primit măcar pentru început și vă mulțumesc. Vreau să mai stau puțin să surprins din spiritul acestei întâlniri de excepție, o întâlnire de gradul zero pentru spiritualitatea românească. Și acest grad zero trebuie să rămână mai departe pentru toate generațiile de studenți și trebuie să fie cât mai adânc conștientizată de studenți, de tineri, pentru că iată ce constatam astăzi, cu durere, când am ieșit de la un doctorat și curs ce am avut, o mulțime de tineri fumează. Pentru că acum sunt adept al TikTok-ului, să intru în dialog cu ei, abia aștept să-i conștientizez că nu există gest mai absurd, fără logică, fără sens, fără direcție, ca acest gest. Și iată, și tineretul, și bătrânii, și cei ce vin, toți imită răul. Că răul e foarte ușor de imitat. Răul se imită într-o relaxare. Căderea înseamnă relaxare. Binele însemnează urcuș. Urcușul nu e ușor. Și luați aminte că urcușul spiritual este mult mai anevoios decât urcușul fizic. Mai ușor sui un munte pe jos, chiar dacă ești șchiop, decât să sui treptele suișului duhovnicesc cu încordarea voinții, cu atribuțiile totale ale minții și cu toate celelalte cu o simțire curată, dar dacă nu te bucuri de urcuș, nu mai urci. Tot ce facem pentru Dumnezeu trebuie să fie bucurie. Și bucurie au avut toți acești oameni minunați. Iată, unii dintre ei, un părinte, fiind în bușcărie, s-a gândit ce să facă, să învețe cuvântul lui Dumnezeu. Printr-un anumit, să zicem, unii zic și retlic, într-o anumită diplomație, într-o pâine a reușit să primească Noul Testament. Și a început să învețe pe de rost din Noul Testament ca să-și zidească mintea și inima. Un călugăr îmbunătățit, părintele Tit. Și iată, m-am uitat cât au căutat cei vechi să surprindă spiritualitatea, să se îmbogățească în Dumnezeu, să trăiască cât mai intens. La aceasta ne invită și această întâlnire de astăzi a rugului aprins. Vă mulțumesc!